Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou video aici la Cuși despre mașini. De data aceasta o prezentare, nu un review, cu această mașină din spatele meu, respectiv cu Porsche Panamera Sport Turismo în versiunea sa 4i Hybrid. Ce înseamnă toate lucrurile astea o să aflăm în minutele ce urmează. Stați aici cu mine! Înainte să începem, trebuie să vorbim despre sponsorul clipului de astăzi, Car Vertical. Car Vertical este o platformă care îți permite să verifici o mașină de pe piața second hand înainte de achiziție. Iar informațiile de pe rapoartele Car Vertical pot fi extrem de importante și te pot ajuta să iei o decizie corectă. Raportul oferit de Car Vertical nu verifică doar numărul de kilometri ai unei mașini, ci și eventualele daune din trecut sau informații despre un eventual furt. Și deși pare improbabil, să știți că au existat destul de mulți oameni care au achiziționat mașini furate în trecut și nu vreți să aveți această problemă. Mai mult decât atât, raportul Car Vertical include și informații utile cu privire la defectele uzuale ale mașinii de care ești interesat și îți arată exact ce să verifici înainte de a o cumpăra. Chiar și eu am folosit Car Vertical înainte să-mi cumpăr mașina personală și raportul pentru Giulietta mea arăta că avea o daună în partea din față. Mulțumită raportului, am putut să văd însă cât de mare a fost dauna, pentru că acesta includa poze cu dauna și cu modul în care a fost reparată mașina ulterior și cum arăta înainte de vânzare. Și așa am putut să iau decizia că nu a fost o daună mare și că mașina este în regulă. Acum să ne întoarcem la clip. Așadar, ce este un Porsche Panamera Sport Turismo? De Panamera nu mai are rost să vorbim pentru că știm deja cu toții sedanul, dacă vreți, foarte popular al celor de la Porsche. Îl vedeți pe toate drumurile din România, e o mașină aleasă de foarte mulți oameni și este normal să fie așa pentru că e o mașină foarte capabilă. De altfel, am făcut un review cu Porsche Panamera în versiunea sa 4 normală, nu e-hybrid și nu Sport Turismo, acum ceva timp și o să vă las un link pe ecran în partea din dreapta sus ca să mergeți să-l vedeți, pentru că o să găsiți foarte multe informații utile acolo. Astăzi, bineînțeles, ca de obicei, atunci când vorbim de un model pe care l-am mai avut la test, ne vom concentra pe diferențele dintre acea mașină și cea de față. Și, bineînțeles, trebuie să pornim de la caroserie. Nu o să mai vorbim de designul exterior, puteți să-l vedeți și singuri, dar arată exact așa cum te-ai aștepta să arate un Porsche Panamera. Aceste faruri cu forma lor tradițională, avem aici pozițiile. Și nu o să mai disecăm foarte mult designul, vom vorbi despre cum e diferit undeva de la stâlpul B în spate acest model. Pentru că Sport Turismo este o variație a lui Panamera, una destinată și țintită către oamenii care vor ceva mai multă practicalitate. Ca să fim mai preciși, oamenii care vor mai mult loc în portbagaj. Da, există și clienți de Porsche care vor ceva mai mult loc în portbagaj. Nu vor neapărat să meargă pe un SUV, nu vor să meargă neapărat pe un Cayenne, vor să-și cumpere un Panamera, dar vor să aibă și loc pentru bagaj atunci când pleacă într-o călătorie. Și asta este de înțeles de altfel. Și așa cum puteți observa, linia acoperișului vine mai sus pe această mașină. În continuare coboară destul în zona din spate, dar e observabil mai sus decât pe un Panamera normal. Iar asta îți aduce ceva mai mult loc în portbagaj. Aici trebuie să discutăm puțin, pentru că, în mod normal, ai avea loc. Aici am lăsat bagajele intenționat ca să puteți să vă faceți o idee cu privire la cât loc ai. Dar observați deja că foarte mult loc este ocupat de acea geantă pentru cablurile de încărcare, pentru că mașina asta este un e-hybrid, adică e o mașină plug-in hibrid. Și vei avea nevoie de acele cabluri ca să poți să o încarci în fiecare zi, sau mă rog, cât mai des, pentru că așa sunt gândite aceste mașini. Iar asta, bineînțeles, îți va afecta spațiul din portbagaj. În mod normal, un Panamera Sport Turismo termic, deci nu hibrid, are undeva la 515 litri de stocare în portbagaj. Dar aceasta fiind o versiune hibridă, noi mai avem aici rămași undeva la 418 litri. Aproximativ 100 de litri sunt mâncați, să spunem așa, de bateria sistemului hibrid care este ascunsă aici în podeaua portbagajului și are 14,3 kWh util. Și v-am spus, mai adăugați și geamantanul ăla pe care îl vedeți acolo și deja pierdeți destul de mult spațiu. Dar îmi place foarte mult, de exemplu, cum se văd scaunele din spate de aici din portbagaj, pentru că sunt scaune individuale. Vom ajunge și acolo și puteți observa
că aici avem niște mânere care îți permit să le rabatezi, să obții până la 1400 de litri sau 1700 de litri, nu mai știu exact. O să trec aici pe ecran valoarea totală cu scaunele pliate. Dar da, asta este ideea cu acest Sport Turismo, e o mașină gândită să fie ceva mai practică. În rest, stopurile arată la fel ca pe un Panamera normal. Avem în continuare această bară luminoasă care le unește și, bineînțeles, inscripția Panamera 4 cu acest highlight verde care spune că ai de-a face cu o mașină hibridă. Și deși vorbim de un plug-in hybrid, țevile individuale de evacuare sunt la locul lor aici, îmbrăcate în negru. E o chestie pe care o poți customiza aici. La Porsche poți să faci aceste tipsuri negre, gri, argintii, cum vrei tu. Bani să fie. Și dacă tot am menționat de bani, mașina asta, din păcate, în acest moment suntem în sezonul rece și este echipată cu jante, nu știu, placeholders, le-aș spune eu. Sunt de 20, sunt mari, dar nu neapărat cele mai arătoase jante din gama Porsche. Nu au nici măcar acest logo central colorat, o opțiune de 450 de euro. Mașina standard a venit cu alte jante, dar au fost schimbate acum pentru sezonul rece și avem aici, așa cum ne așteptam de altfel, anvelope de la Michelin, pilot alpin, anvelope de performanță chiar și pentru sezonul rece, pentru că totuși vorbim de un Porsche, chiar dacă nu e cel mai puternic Panamera, e o mașină care are 462 de cai putere și are nevoie de anvelope cum trebuie. Alte detalii ale modelului hibrid sunt această inscripție pe ușile față. Apropo, aceste inscripții și aceasta și cea din spate pot fi și ele customizate. Poți să scoți acel highlight verde dacă vrei, poți să le scoți de tot, poți să faci scrisul argintiu, cromat, cum vrei tu. The sky is the limit când vine vorba de Porsche și opțiunile de configurare. Și iarăși etriere, acid green, adică verde acid, care iarăși se spun că vorbim de o mașină hibridă. Iarăși acestea pot fi configurate să aibă altă culoare. Hai să ne urcăm și la interior, repede. Nu sunt foarte multe schimbări și vom începe cu zona din spate, pentru că aici vei simți cele mai mari modificări. Mașina asta a fost configurată să aibă 4 locuri individuale. Și arată foarte bine. Acolo avem un panou de control pentru sistemul de climatizare. Și loc este destul. Scaunul în acest moment este mai în spate decât îl țin eu în mod normal, pentru că mașina are funcție de comfort access și oricum în cap aici în spate. Și spațiul la cap este mai mult decât pe un Panamera normal, pentru că, vă spuneam, linia acoperișului merge mult mai sus comparativ cu un astfel de model. Și în față vorbim de scaune profilate superb. Arată și se simt foarte bine. Ai foarte multă susținere laterală. Acestea sunt configurabile în 18 direcții. Poți să ajustezi până și lățimea șezutului în această mașină. Îmi plac și aceste thread plates aici cu numele mașinii, mă rog, a modelului. Iar dacă te urci în mașină, ești întâmpinat de o atmosferă superbă. Avem soft close la uși, avem alcantara aici pe stâlpii A, avem alcantara pe plafon, avem materiale de foarte bună calitate peste tot și finisaje premium. N-auzi niciun scârțit, totul este asamblat așa cum te-ai aștepta de la un Porsche. Dacă e să am o critică aici la interior, probabil aceasta se leagă de suprafețele negre lucioase, care sunt mai ales pe consola centrală vizibile. Vor strânge foarte mult praf și foarte multe amprente, iarăși ecranul a strâns foarte multe amprente, dar avem trimuri piano black adevărate, adică nu e plastic, e lemn aici la interior și se simte foarte, foarte bine la atingere. Haideți să o și pornim. Ca de obicei, butonul de start este aici pe partea stângă, așa cum a fost tradițional în cazul modelelor Porsche de ani de zile. Și acum mașina e pornită, chiar dacă nu se aude nimic, pentru că e hibridă și încă mai avem ceva juice în baterie, ne arată acolo jos. Puteți vedea, mai avem un pic de juice. Astea sunt datele cu mașinii pe ziua de azi. Am mers 52 de km cu o medie de 14 km pe oră și consumul este de doar 7,9 litri. Și am reușit să fac undeva la 32 de kilometri, în mod pur electric, ceea ce mi se pare foarte bine. Instrumentarul de bord, așa cum puteți vedea,
Are în continuare turometru clasic analog în partea din mijloc. Avem cele patru indicatoare digitale pe lateral pe care le poți configura în mai multe feluri și arată foarte bine. Iar aici avem noul sistem de multimedia al celor de la Porsche, care vine pentru prima dată și cu suport pentru Android Auto Wireless. Un mare, mare plus pentru cei de la Porsche, care până acum ofereau opțiunea asta doar pentru posesorii de iPhone. Și da, aici avem butoanele pentru diferite funcții ale mașinii, în principal pentru climatizare, dezaburire, scaune încălzite și setările mașinii. Poți să reglezi duritatea amortizoarelor de aici, poți să setezi modul individual de aici și acesta e schimbătorul de viteze pentru cutia automată cu 8 rapoarte. Cam asta a fost turul interiorului și al exteriorului pentru Porsche Panamera 4i Hybrid Sport Turismo. Acum urmează să ne punem la drum și să vorbim despre cum se conduce, despre partea tehnică și mai ales poate și despre cât costă, pentru că ne interesează și chestia asta, nu? Așadar, acum că ne-am urcat la volan, ne-am pus la drum și puteți observa că e o liniște deplină în mașină și motivul este foarte simplu. Vorbim de o mașină hibridă, așa cum vă spuneam, la exterior și această mașină, teoretic, conform celor de la Porsche, ar trebui să poată să meargă undeva la peste 40 de kilometri complet electric prin oraș. În acest moment mai am undeva la 20% energie în baterie, pentru că am mers în modul sport mai devreme și în modul sport mașina bagă toată energia reziduală de la motorul termic înapoi în baterie, deci o reîncarcă practic și putem să mergem un pic electric cu ea prin oraș. Teoretic, fiind un plug-in hybrid, mașina asta așa a fost gândită să fie folosită. Încărcată, mergi cu ea electric prin oraș, îți faci treburile zilnice, ajungi acasă, nici măcar nu pornești motorul termic cât timp mergi cu ea așa. Și în scopul ăsta avem moduri de rulare adaptate, comparativ cu un Panamera normal, vorbim de modul de rulare e-hybrid, care e-power, pardon, care va folosi exclusiv resursele motorului, motorului electric pentru a te deplasa. Avem modul hibrid, modul sport și sport plus. În modul electric, e-power, mașina nu va porni motorul termic decât în momentul în care îi dai kickdown, în rest va merge electric pe cât de mult posibil. La fel și modul hibrid, dar în modul hibrid, uneori, așa cum ați observat și acum, motorul termic mai pornește în accelerări puternice, nu trebuie să ajungi neapărat la kickdown. Da, e o diferență aici, dar mașina într-adevăr va favoriza cât mai mult resursele din baterie și motorul electric în modul hibrid. Hai să vorbim puțin și despre partea tehnică a acestei mașini. Vă spuneam și în review-ul cu Panamera de data trecută, Panamera normal să-i spunem, că mașina asta este construită pe o platformă unică, aproape unică, mă rog, o platformă specială, construită de la zero pentru mașini cu motor montat în față, longitudinal și propulsie spate. Deci o platformă tracțiune spate. E o platformă pe care o vei mai găsi doar pe încă două mașini de la un alt producător, respectiv pe Bentley Flying Spur și pe Bentley Continental GT. Atât. Astea trei mașini folosesc platforma asta a grupului Volkswagen. În rest, nicio altă mașină nu o vei mai găsi pe această platformă. Și se vede, este absolut superbă. Vă spuneam și în acel review că mie mi se pare că Panamera este cel mai sportiv și cel mai agil sedan pe care poți să ți-l cumperi. Sigur, aici voi isca foarte multe discuții în contradictoriu, pentru că definiția de sedan este, să spunem, pe placul unora și spre nemulțumirea altora, da? Pentru că teoretic mașina asta nu este neapărat un sedan după cum arată. În versiunea ei normală, în sport turismă e un fel de shooting brake. Deci e greu să o încadrezi într-o gamă. Unii vor spune că, domnule, e un fel de grand coupe, un fel de fastback, nu e un sedan, mă rog. E o mașină cu patru uși, da? Mi se pare mie că e cea mai sportivă și cea mai agilă platformă de pe piață în acest moment. Dacă e să vorbim despre sport turismo, v-am explicat deja că e o mașină țintită către mai multă practicalitate. Dacă e să vorbim de modelul ăsta, Panamera 4i Hybrid, vorbim de o mașină care are câteva componente împărtășite totuși cu alte modele din grupul Volkswagen.
Propulsorul termic de sub capotă este un V6 de 2,9 litri care poate produce 330 de cai putere. Sună cunoscut V6 2,9 litri twin turbo? Asta pentru că același motor este folosit cu câteva modificări, bineînțeles, dar în mare e același motor și pe modele precum Audi RS4, dar și pe alte mașini, de exemplu pe Panamera 4 normal sau 4S, unde are 450 de cai. Pe lângă asta mai avem un motor electric de 136 de cai putere. Iar sună cunoscut? E 100 de kW? Normal că sună cunoscut, pentru că e același motor electric pe care l-am văzut pe foarte multe mașini plug-in hibride din oferta celor de la Volkswagen, grupul Volkswagen. L-am văzut același propulsor și pe Audi A8 60 FSI-E pe care l-am avut la test acum nu foarte mult timp. L-am văzut și pe Cayenne Coupe Turbo SE Hybrid acum iarăși nu foarte mult timp. Și împreună, aceste două propulsoare pot livra până la 462 de cai putere și 770 de Nm cuplu. Mare parte din acest cuplu este livrat instantaneu grație cuplului, motorului electric, dar chiar și dacă nu ar fi fost, motorul ăsta termic l-am mai testat și pe alte mașini și are foarte puțin turbolag și este ajutat foarte mult de această cutie de viteze, care este un PDK cu 8 rapoarte. Este o cutie cu dublu ambreiaj Porsche. Nu este ZTF-ul cu convertizor de cuplu pe care l-aveam pe Cayenne-ul pe care l-am testat ultima oară. Și mașina se conduce absolut sublim. Răspunsul în pedale este instantaneu. Frâna mi se pare încă un highlight. De multe ori pe modelele plug-in hybrid, frâna are o treaptă pe care o simți atunci când frânezi. O treaptă între frânarea regenerativă și frânarea mecanică. Pe mașina asta nu există așa ceva și frânele îți inspiră foarte, foarte multă încredere. Deși sunt regenerative, nu simți acea trecere între diferitele moduri de recuperare a energiei ale mașinii. Servodirecția este precisă, ar putea avea un pic mai mult feedback, dar nu este neapărat cea mai mare problemă. Dar ce te surprinde cel mai mult la mașina asta? În ciuda faptului că fiind o hibridă și are 300 de kg în plus față de o versiune normală, în ciuda acestui lucru, mașina asta este super agilă și asta se datorează suspensiei. Deci nu, pleacă de pe loc și în modul hibrid, este absolut genială, dar faptul că se simte super agilă se datorează în primul rând suspensiei. Avem o suspensie pe aer a celor de la Porsche care poate regla individual fiecare amortizor, fiecare roată și în funcție de cât de multă greutate și presiune simte pe partea aia, ea poate să adauge mai multă forță sau mai puțină. Avem un sistem de tracțiune integrală inteligent care dozează foarte bine resursele. Bineînțeles, ele vor fi trimise primordial către spate și mașina poate supravira foarte frumos. Dar ai în continuare tracțiune integrală și pe ieșirea din viraj simți cum te trage spre ieșire. Absolut superb, dar cel mai impresionant, repet, este cât de bine și ascunde greutatea această mașină. Are 2250 de kg în total. Vorbim de un sport turism, vorbim de o mașină hibrid, deci e destul de grea, dar nu simți chestia asta. Ești foarte aproape de sol, poziția la volan este foarte joasă și simți că bordul te îmbracă, la fel și panourile ușilor. Și pur și simplu nu am ce să comentez din punctul ăsta de vedere de la bordul acestei mașini. Absolut superb, poți să-ți cumperi direcție integrală dacă vrei, mașina asta nu o are. Dar dacă ar avea, ar fi și mai agilă, pentru că aceea te-ar ajuta la viteze mici și la viteze mari să virezi. Iar asta va transforma mașina într-una și mai agilă și iarăși vei simți și mai puțină greutate per total. Am lăudat-o foarte mult, nu? Da. 0-100, 4,4 secunde, mai rapid decât foarte multe mașini de pe stradă. Și pur și simplu e, ai o mașină practică, ai o mașină economică, care poate merge pur electric, dar și foarte distractiv de condus. Ce mai vrei? Foarte interesant. Acum, am spus că e o mașină economică. Știu că mulți dintre voi poate vă cruciți în acest moment. Cum poți să spui despre un Porsche că este economic? Da, este economic pentru că aveți un tren de rulare hibrid. Eu am reușit să merg cu ea pur electric undeva la 36 de km azi cu ea. Ceea ce, bineînțeles, că a economisit foarte mult combustibil. Dar, așa cum este cazul și pe alte mașini plug-in hybrid, mașina asta când rămâne fără resurse în baterie, sau mă rog, când mașina îți arată că n-ar mai avea resurse în baterie, ea mai are acolo un buffer de undeva la 3-4 kWh. Și asta înseamnă că va merge electric destul de mult în continuare prin oraș.
plecările de pe loc în trafic greu, cum avem noi acum aici, vor fi făcute electric. Pot să mă păstrez și o anumită viteză, nu foarte mare, mergând cu mașina asta în modul hibrid, folosind doar energie recuperată pe frânare de către mașină. Și toate aceste trucuri fac ca acest consum al mașinii să fie mic. Da? Deci eu în momentul ăsta am făcut aproape 70 de kilometri cu ea prin București astăzi și am un consum mediu de 10,6 litri la 100 de kilometri cu o viteză medie de 15 km pe oră. Deci foarte mic, a fost super aglomerat azi în București și chiar și așa am obținut un consum care, zic eu, pentru o mașină cu 460 de cai și 2 tone 200, e un consum foarte bun, 10,6 litri la 100 de kilometri. În condițiile în care mașina mea, într-un astfel de trafic, n-ar fi scos sub 11. Mi se pare absolut fascinant. Din păcate, sunt dezamăgit de faptul că mașina asta standard nu vine cu încărcare la 7,4 kW, vine cu încărcare la 3,6. Adică când dai atâția bani pe mașina asta, m-aș fi așteptat să ai o încărcare de 7,4, nu 3,6 cât vine ea standard. Iar asta înseamnă că va trebui să stai undeva la 4 ore să o încarci sau 2 ore dacă ți iei opțiunea de încărcare la 7,4 kW. În afara orașului n-am putut să o testez, acesta nu este un review, este mai mult o prezentare. Nu am foarte mult timp să merg cu ea, să pot să o testez așa cum ar trebui, să văd cât ar consuma în afara orașului, pe autostradă, pe DN, mă rog. Consumul nu mi se pare însă relevant. Vă spuneam și la review-ul cu Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid că pe mașinile Porsche plug-in hibride, cred că ele au fost făcute nu neapărat pentru a fi economice, ci pentru a livra o anumită performanță. Sigur, dacă vrei să fie economică, poate fi economică și în continuare îți voi recomanda, dacă îți cumperi mașina asta, să o folosești așa cum a fost gândită, respectiv încărcată, dar nu ăsta a fost scopul principal. Cu siguranță nu ăsta a fost scopul principal. Iar acum, la sfârșit, trebuie să vorbim și despre prețuri și rivali. Rivali pentru mașina asta nu prea sunt, cel puțin în versiune Sport Turismo și în versiune hibridă nu ai. Pentru Panamera normal, ai rivali precum BMW seria 8 Gran Coupe, Audi A7 și CLS-ul de la Mercedes sau AMG GT 4-Door, dacă vorbim de versiunile mai puternice. Unele dintre ele sunt comparații forțate, de exemplu cu A7. A7 e construit pe altă platformă, nu e pe aceeași platformă, deși e parte din același grup, e o platformă care la bază e tracțiune în față. Și nu prea se compară cu mașina asta. Ok, e în continuare un fastback, un coupe cu 40, spune cum vrei, dar nu este neapărat un rival pentru mașina asta, pentru Panamera. Apoi dacă trecem la versiunea Sport Turismo, nu mai există nicio mașină care să concureze cu ea. Nu mai există o versiune practică, să spunem, la seria 8 Gran Coupe sau la CLS. Și nici versiuni hibride. Dacă scoatem din schemă versiunea AMG GT, cel de 800 de cai sau nu mai știu cât are, e-performance. Dacă scoatem din schema acea mașină, care oricum nu e disponibilă ca Sport Turismo, nu ai rival pentru mașina asta. Care își propune, vă spuneam, să abordeze niște clienți care vor ceva practicalitate, ceva mai mult spațiu pentru Panamera-ul lor. Și, sincer, de ce nu? Prefer oricând o mașină de asta decât un Cayenne, de exemplu, pentru că se conduce mult, mult, mult mai bine. Da? Și Cayenne-ul, credeți-mă, nu e o mașină dezamăgitoare de la volan, dar mașina asta se simte că e construită pe o platformă dedicată și stai mult mai jos, ai un centru de greutate mult mai jos și e cu totul altă mâncare de pește. Acestea fiind spuse, în România Panamera Sport Turismo, Panamera 4 Sport Turismo e-hybrid începe de la undeva la 121.000 de euro. Mașina asta cu câteva opționale pe ea costă undeva la 147.000 de euro. Nu e tocmai ieftină și aș vrea să-mi spuneți ce mașină v-ați luat voi în banii ăștia cu performanțe similare în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, nu uitați, bineînțeles, să vă hrăniți pasiunile și mai ales că puteți deveni membri ai canalului ca să-l susțineți în continuare. Ciao!